Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Cristina Moldovanu și vă prezint ora știrilor. E perioada în care la mare căutare sunt tradiționalii Crăciunei și Colecei și pentru că unele gospodine nu reușesc să-i coacă acasă, în fabricile de panificație este forfotă mare. Unele combinate din țară produc zilnic în jur de 10.000 de Crăciunei. Brutarii spun că în aceste zile lucrează non-stop pentru a satisface cerințele cumpărătorilor. Procesul de coacere a unui crăciunel nu este atât de simplu. De la fermentarea aluatului și până la scoaterea produsului din cuptor, acesta trece prin mai multe etape. Totul începe de la prepararea aluatului, care este unul special. Drojdia punem. Ea se hodinește timp de 2 ore. După 2 ore, noi punem la fermentat aluatul și punem cantitatea de zahăr și după ce se fermentează timp de 6 minute, punem margarina, care îi dă anume gustul specific pentru acești crăciunei. În aluat s-a fermentat atât cât trebuie, s-a oprit singur, tot automat. Acum să-l luăm, îl punem la masă de lucrat. Porția pentru un crăciunel este de 380 de grame. Acesta este cântărit și dat apoi în lucru. Brutarii spun că împletesc cu drag pâinea de ritual. La fel, ei spun că de Crăciun împletesc și colecei, care la fel sunt căutați de cumpărători. Dragoste, ne-i drag lucru, comenzi sunt, facem mult. Ne-am să facem din 2 vieți. Împletit în 2. Am mult de Crăciun, colacul e întrebat. E sărbătoarea, îmblă părintele cu ajunul Crăciunului, lumea... Așa e obiceiul. Pentru a fi mai frumoși și strălucitori, crăciuneii sunt prelucrați la baia de aburi, după care se dau la cuptor pentru cel mult 18 minute. Iar pentru a fi rumeni și puhavi, aceștia se ung cu un gel special. Îi ungem pentru a avea un luciu, să fie mai frumos, să aibă un aspect mai frumos, adică... Pentru a face față comenzilor, brutarii lucrează non-stop. Lucrăm în continuu, avem 4 schimburi. Crăciunei sunt întrebați la sărbători. În magazine, un crăciunel costă în medie 5 lei, iar un colăcel 3 lei. În tradiția populară se spune că primul crăciunel se pune la icoană și se ține până la primăvară, când încep lucrările de câmp. Creștinii ortodoxi de rit vechi sunt în febra pregătirilor către una dintre cele mai importante sărbători, nașterea Mântuitorului. Cam fiecare an, gospodarii au sacrificat porci, iar gospodinele au alcătuit meniul și s-au apucat de pregătit cele mai delicioase bucate. În ajun de Crăciun, echipa noastră a mers în familia Elenei și a lui Efim Stăvilă din statul Clișova, raionul Orhei. Stăpânii casei ne-au povestit ce tradiții și obiceiuri respectă cu strictețe în familia lor și cum au loc pregătirile. Dizi de dimineață, în curtea familiei Stăvilă era agitație mare. Gospodarii se pregăteau să sacrifice porcul pe care l-au crescut tot anul, iar acum a venit momentul să se despartă de el. În ajutor le-au sărit rudele, dar și vecinii, iar pentru ca ritualul să fie mai cu spor, măcelarii au fost serviți cu ceva tărie. Bărbații își fac lucrul lor, femeile, cu și de Dumnezeu și cu păhăruți de tare. Ei își înstim numai decât să aibă prind la puteri. Hai, gospodarului de casă. Ce sănătoși! Mă dă Domnul și la anul să creștem așa porc! Ulterior, toată lumea se apucă de treabă. După ce a fost sacrificat, porcul a fost acoperit cu paie de grâu și a fost pregătit pentru a fi pârlit. Paiele îi pune pentru că îți dă un miros așa gustos pentru când îl mănânci capcioancă tipă. După ce animalul s-a înnegrit, a fost înmuiat cu apă fierbinte și sare. După asta a venit rândul celor mici să dea o mână de ajutor maturilor. Porcul a fost acoperit cu plapumă groasă și, cum spune tradiția, a fost călărit de copii. Asta pentru ca șoricul să devină și mai moale, iar copiii să aibă amintiri frumoase legate de Crăciun. Cei drept, în Mahala era o singură fetiță. Micuța curajoasă a urcat pentru prima dată pe un porc. Între timp, gospodina casei a adus muncitorilor câte un pahar de vin fiert.
Așa la moldoveni, mai bec de o parge printre lucruri, că pornirea porcului, îmi facem gust de o gură de șoric, de o gură de friptură. Mai apoi, godacul a fost curățat și măcelărit. Gospodarul casei i-a examinat splina și ne-a spus cum va fi iarna. Februarie și cel mai friguros. Februarie și cel mai friguros, că așa, începutul țării, ianuarie leacă tăi undeva așa pe ieșia și aici e martie. Februarie și martie, așa e cel mai friguros. Cât timp porcul este porționat, gospodina casei gătește renumita friptură cu mămăligă. Totodată, familia Stăvilă are și o tradiție proprie. Din carnea încă fierbinte se coc cei mai delicioși frigărui. La noi se prepară fripturica, care primim oaspeții care ne-au ajutat la tăierea porcului. Și aici e măliguța. În timp ce unele bucate se coc, carnea este sortată pentru deliciile care se vor pune pe masa de Crăciun. Aici facem cegheri, aici la catlete, farși pentru catlete. Pun oasele de a merge la borș scăzut, mușchii facem bătute, carne bătută și costițele mai mult la friptură le folosim. În febra pregătirilor, familia Stăvilă nu uită nici de cei plecați de acasă. Din cei 4 copii ai lor, doar unul a rămas acasă. Ceilalți sunt duși în lumea mare. Totuși, părinții vor avea grijă ca și pe masa lor de sărbătoare să ajungă bucate de casă. Asta trimiteți la băieți, că se guste și băieții din curcea lui. Crăciunul este o sărbătoare sfântă, încărcată de tradiții și obiceiuri, spun oamenii din Clișova. Dimineața în ziua de Crăciun, până se răstoarnă mămăliga și cu rășiturile și cu fripturica, înseamnă că nici nu-i Crăciun. Ne adunăm mai mult la un păhărel de izvar, ori un păhărel de, și de domnul, de țuică, și colindăm. Sacrificarea porcului în familia Stăvilă s-a încheiat cu o masă bogată. În mijlocul mesei, gospodina casei a răsturnat mămăliga, servită cu friptură, brânză de oi și câte un pahar cu vin. În așunul Crăciunului, pe stil vechi, înalt preasfințitul Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a venit cu un mesaj de felicitare pentru enoriași. În pastorală, el a menționat că sărbătoarea nașterii lui Hristos este un mare dar pentru umanitate. În mesajul său de felicitare a adresat credincioșilor, mitropolitul Vladimir ne învață că prin taina nașterii sale, Fiul lui Dumnezeu umple sufletele oamenilor nu doar cu bucurie, ci și cu iubire sfântă și curată. În ziua nașterii pruncului mântuitor, împărăția lui Dumnezeu se așterne peste oameni, vindecându-le rana păcatului. De aceea ni se cade a ne bucura astăzi duhovnicește întru Domnul, căci și apostolul Pavel spune în acest sens: împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Fiecare lucaș de închinare unde se săvârșește liturghia euharistică este o peșteră în care ne așteaptă mântuitorul și izbăvitorul sufletelor noastre, iar noi suntem la fiecare sfântă liturghie pe care o slujim martori ai nașterii și învierii lui Hristos. Înalt preasfințitul mai menționează că într-o lume secularizată și egoistă, trufașă și rece, doar pruncul Hristos născut în peștera sărăcăcioasă a Betleemului ne poate încălzi sufletele, dându-ne puterea de a ierta pe semenii noștri, de a-i ajuta, de a iubi și de a nu răspunde la rău cu rău, ci de a birui răul cu binele. Praznicul nașterii lui Hristos este un mare dar pentru umanitate, pentru că cel care a zis „Eu sunt calea, adevărul și viața” intră în această lume întunecată de păcat, ia pe umerii săi oaia cea pierdută, purtând-o pe calea adevărului și oferindu-i viața viacolului ce va fi să fie. În aceste zile sfinte și pline de mirasma praznicului dumnezeiesc, gândurile mele de părinte duhovnicesc al bisericii și al neamului nostru se îndreaptă către conducători și popor, către părinți și tineri, vârstnici și nevoiași, către cei din instituțiile de detenție și către tot sufletul cel necăjit și întristat, care are nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu cel întrupat. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, păzind într-o dreptate poruncile lui Dumnezeu. În așunul Crăciunului, pe stil vechi, 10.000 de cetățeni din Moldova și Ucraina pleacă în România pentru a petrece vacanța de sărbători. Conform statisticilor Poliției de Frontieră, numărul turiștilor crește de la an la an. Doar că vacanța ar putea deveni una periculoasă, călătorii fiind avertizați să fie extrem de prudenți. Și asta nu din cauza condițiilor meteorologice.
Cel de-al treilea val de turiști din țările vecine au luat cu asalt stațiunile montane din România pentru a sărbători Anul Nou și Crăciunul pe stil vechi. Hotelurile românești sunt arhipline de vizitatori moldoveni și ucraineni. Conform informațiilor oferite de Poliția de Frontieră, în aceeași perioadă anului trecut au trecut frontiera de la Sculeni circa 22.000 de persoane. În acest an, numărul turiștilor a depășit cifra de 26.000. Printre cele mai populare locații preferate de turiștii din Moldova, precum și de cei din Ucraina, sunt zonele montane din Bucovina. Proprietarii hotelurilor de acolo au chiar și un program special de sărbători, care include vizitarea mănăstirilor, muzeelor, plimbări cu sania și multe alte distracții. Totuși, petrecăreții trebuie să fie extrem de prudenți, pentru că vacanța lor s-ar putea lăsa cu năbădăi. Cei care se distrează în stațiunile deschise ar putea pomeni cu o surpriză deloc plăcută și chiar una extrem de periculoasă. Recent, pe internet a apărut un videoclip în care un urs intră direct pe pârtie. Cert este că nimeni nu a avut de suferit. Incidentul s-a întâmplat în stațiunea de schi din localitatea Predeal. Reamintim că basarabenii sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian al stilului vechi este la 13 ani diferență de cel oficial. Astfel, potrivit stilului vechi, Anul Nou va fi sărbătorit în noaptea spre 14 ianuarie. Atunci, stațiunile montane din România vor primi cel de-al patrulea val de turiști moldoveni și ucraineni. Orhelandul este locul perfect pentru toți cei care vor să se bucure din plin de sărbătorile de iarnă, mai ales acum când toți copiii sunt în vacanță, iar parcul de distracție a devenit atracția principală. Atmosfera de basm ce domină pe teritoriul parcului poate fi admirată de la înălțime de pe singurul roller coaster din Moldova, care te încarcă cu energie pozitivă și adrenalină. Zâmbetele, glumele, magia și buna dispoziție sunt aduse și de către profesioniștii de la circul italian Bonaccini. Reamintim că absolut toate distracțiile sunt gratuite. Proiectul lui Ilan Shore Orhiland bucură oamenii din toată țara. Aproape 100.000 de vizitatori au fost aici doar în 2 săptămâni, spun organizatorii. Parcul de distracție Orhiland continuă să fie cel mai vizitat loc de pe teritoriul țării. Doar aici pot fi găsite 10 de distracții pentru cei mici, dar și pentru cei maturi. În aceste zile însă parcul a ajuns să fie împărăția copiilor. Ei sunt vizitatorii importanți, iar vacanța de iarnă petrecută aici le va rămâne una de neuitat, spun micuții. Pentru ei, atracția principală rămâne a fi roller coasterul, singurul de acest fel din țară, iar cei care încearcă să îl îmblânzească sunt răsplătiți cu adrenalină și senzații unice. Mi-a plăcut aici când ne coboram. Foarte, foarte bine, multe emoții. Mulțumim partidului că au făcut acest loc pentru copii. Interesant, am primit plăcere. Mulțumim! Parcul din Orhei dispune și de cel mai mare patinoar din țară. Astfel, cei care nu au posibilitatea să meargă la munte sau la schi pot veni la Orheiland. Aici gheața este tocmai bună, iar porția de zâmbete este garantată. Îmi petrec vacanța aici în Orheiland. Vreau să spun că este o atmosferă de iarnă plăcută și poți petrece bine timpul cu prieteni. Foarte frumos, interesant, mai ales pentru copii. Și pentru noi părinți, că avem onoarea să petrecem timpul lângă copii. Cum copiii sunt în vacanță, petrecem timpul aici. Deși iarna aceasta este încă fără zăpadă, la Orhiland copilașii se pot bucura și de o pârtie pentru săniuși. Surpriza acestui sezon este circul din Italia Bonaccini. Zilnic în fața publicului evoluează peste 20 de artiști, trupa fiind alcătuită din cei mai iscusiți profesioniști din Italia, Spania și România. Spectatorii sunt cuceriți de evoluția cascadorilor neînfricați, de jonglori, clovni, dar și de acrobați, trucurile cărora îți taie respirația. Mi-a plăcut cum a dansat niște unieni cu o fată în roșu îmbrăcată. Copiii foarte veseli și le-a fost tare interesant. Noi maturi și le-a fost interesant, dar lor nici nu se discută. Pe
teritoriul celui mai mare parc de distracție din țară este și căsuța lui Moș Crăciun, unde fiecare copil poate sta la sfat cu bătrânul cu plete de albe, poate recita poezii, iar în schimb primește daruri. Și după ore întregi de distracții care te pot epuiza, copiii se pot odihni în camera special amenajată, unde pot urmări desene animate cu tematică de sărbători. La Orheiland este tot timpul mare aglomerație. Oaspeții vin din toate colțurile țării, iar oamenii recunosc că un asemenea loc nu mai există în Moldova. Este bine, dar cinstit la noi în Moldova, cam nici n-ai unde te distra normal copiii. Nici în Chișinău nu sunt parcuri, că e capitala. Părere de rău, până când numai unul a ista și îmi pare bine. Poate să-l înmulțim. Foarte bine, foarte frumos. Mulțumim celor care au făcut acest loc pentru oameni. Foarte drăguț și pentru copii este foarte bine. Potrivit autorităților locale, a devenit o tradiție ca parcul Orheiland să-și surprindă de fiecare dată vizitatorii. Vreau să îndemn copilașii din toată țara să frecventeze Orheiland, fiindcă este cea mai mare și cea mai frumoasă distracție pe timp de iarnă. Toate aceste distracții sunt absolut gratuite și iarăși reiterez faptul, indiferent de zăpadă sau nu, Orheilandul și are programul său care, după cum am spus, este unul suficient de interesant. Vă așteptăm cu drag pe toți! De asemenea, pe teritoriul parcului au fost amenajate diferite standuri cu decor spectaculos unde pot fi imortalizate clipele frumoase. Vizitatorii se mai pot bucura de zeci de topogane de iarnă. Patinoarul de la Orheiland are o suprafață de 800 de metri pătrați și este deschis zilnic între orele 11 și 22. Aroma vinului fiert cu scorțișoare și a deliciilor culinare plutește în aer la Orheiland. Acestea pot fi cumpărate de către vizitatori la căsuțe frumos decorate. Târgul de suveniruri este o altă atracție, în special pentru cei maturi. Ei pot cumpăra aici, la prețuri accesibile, cadouri pentru prieteni și rude. Tot la Orheiland, între orele 10 și 22, copiii se pot bucura de oportunitatea de a participa la masterclass-uri, unde învață să creeze copturi personalizate cu Moș Crăciun, eroi din povești și brăduți. Reamintim că absolut toate distracțiile sunt gratuite. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Sunt Cristina Moldovanu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare alături de noi. Pe curând!